Bună, dragilor! Bine, bine ați revenit pe canalul meu! Astăzi o să vă prezint câteva produse pe care le-am folosit uh, pentru un machiaj de zi. Uh, am avut o ținută casual uh, și, în general, eu uh, asociez uh, sau îmi creez machiajul în funcție de ținută și în funcție de perioada zilei, uh, dar și ce activitate voi face. Uh, Practic am folosit un machiaj lejer, ușor pentru o ținută casual. Am fost invitată la uh, socrimei. Uh, fapt pentru care nu am uh, încărcat cu foarte multe produse uh, și eu de obicei nu folosesc foarte multe produse la un machiaj. Este un machiaj lejer, ușor de efectuat. Uh, și o să vă arăt exact ce produse am folosit. O să vă spun exact fiecare produs în parte. Bun, o să începem prima dată cu părul. Pentru păr am folosit două produse. Primul ar fi acest șampon uscat pe care îl am de la Batist și îmi place foarte tare acest șampon. Am descoperit recent aceste produse, nu mi-am dat seama că sunt atât de bune, dacă nu le-ați folosit sau nu le-ați încercat, vi le recomand. Mi se par foarte foarte eficiente, foarte bune, mai ales gama aceasta Batist. Îmi place foarte mult cum miroase acest șampon, cum lasă părul, în primul rând că îi conferă foarte mult volum. Iar al doilea lucru te nu pare mai natural, mai hrănitor, și elimină sebumul acela. Nu am, vrut să, nu am vrut să mă mai spăl pe păr, pentru că deja mă spălasem, și de obicei la un interval de o zi se îngrașă foarte tare părul. Așa că am folosit acest produs, mi se pare foarte eficient și dacă nu l-ați încercat, vi-l recomand. Se găsesc peste tot la diverse magazine. Eu l-am achiziționat pe acesta din Dr. Max și am dat vreo 12 lei pe el. Cred că prețul lui în magazine este cam de 25 de lei, dar este un produs foarte eficient și chiar merită. Acesta are mirosul clasic fresh și are în recipient doar 200 de mililitri. Chiar îmi place și chiar îl recomand. Al doilea produs pentru păr este acest produs care, să zicem, acoperă firele nevopsite sau firele albe. Eu simțeam nevoia să acopăr câteva fire care au răsărit și atunci am mai aplicat câteva spray din acestea de colorare. Eu am nuanța dark blond, având un, o vopsea aplicată pe păr de un blond închis, așa că aceasta mi se potrivește. Îmi place foarte mult cum, cum arată acest produs. Am folosit de câteva ori și sunt super încântată de el, cum, cum se prezintă. Trebuie să vă alegeți o nuanță care se potrivește părului sau culorii aplicate pe, pe păr dacă vă vopsiți. Și este foarte eficient pentru firele albele. Mi se pare că face o treabă minunată, se agită înainte de aplicare și... De obicei rezistă până la spălare și apoi când se spală, când speli părul el se elimină. Da? Deci nu rezistă până acolo până la acel moment. Dar este super eficient și chiar vi-l recomand. Mai ales dacă aveți și voi tot așa fire crescute, rebele între vopsiri, chiar mi se par foarte eficiente. Eu am dat 35 de lei și l-am luat din DM. Îl recomand, o să-l mai găsiți pe vlogul meu pentru că îmi place foarte mult acest produs și cu siguranță o să-l mai recumpăr. Bun, pentru unghii am folosit această ojă de la Oriflame. Este o comandă nouă pe care am făcut-o. Are nuanța minty green, îmi place foarte mult, nu este foarte mult conținut, după cum vedeți este un flacon destul de mic, adică un flacon, mă rog, o sticluță foarte mică. Are 5 ml, suficient cât să îți faci unghiile, îmi place, e de primăvară-vară, chiar merge în perioada asta și am văzut că se și poartă această culoare și chiar, chiar îmi place cum se prezintă produsul. Nu, văd că nu s-a luat oja de pe unghii, ceea ce înseamnă că e destul de rezistentă. Se numește On Color Minty Green de la Oriflame. Bun. Să trecem acum pentru machiajul de față. Pentru machiajul de față, ca și bază, am folosit acest produs de la Clinic, Dramatically Different Moisturizing Lotion, Spun ei că este pentru ten very dry to dry combination. Deci pentru un ten foarte uscat, uscat, dar și pentru un ten mixt. Eu l-am folosit și mie îmi plac produsele de la clinic. Am, un, am achiziționat un calendar Advent și acolo am regăsit o serie de produse, printre care și acesta și mi-am propus să încep așa treptat să le folosesc. Dacă sunteți interesate de un acest calendar, de achiziționarea unui calendar de la clinic și ce produse conțin acest calendar, o să vă las un link unde puteți să vedeți mai multe detalii cu produse și de ce nu în iarnă când apar aceste calendare puteți să vă achiziționați sau poate mai găsiți pe diverse site-uri la reducere că încă se mai vând aceste calendare, mai ales că au rămas pe stocuri, așa că încă se mai vând și eu mi-am cumpărat recent un calendar și deci puteți să mai găsiți. Îmi place foarte mult această cremă și în general gama aceasta de la Clinic, în general este o gamă pentru, produs, pentru persoanele cu ten sensibil și nu irită tenul și eu mă pac foarte bine cu, cu aceste produse și chiar le recomand, deci baza de machiaj a fost cu acest clinic. Apoi, fondul de ten pe care l-am folosit este veșnicul și, să zicem așa, pentru că o să-l și vedeți foarte des la mine, este acest fond de ten Can't Stop On Stop, care spun ei că acoperă full coverage foundation, pot să zic că are o acoperire medie, nu e chiar așa cum zic ei, dar nu mi irită tenul, mi se pare că se așează foarte bine, dar absolut obligatoriu, trebuie să aveți o bază de Uh, pentru machiaj, deci nu merge să vă aplicați doar fond de ten peste ten pentru că nu se așează foarte bine și ce am observat că de obicei se strânge, dacă nu aveți o cremă, o bază, începe să se strângă așa uh, acest fond de ten așa că trebuie neapărat să aveți tenul hidratat înainte de a aplica acest fond de ten îl recomand, mi se pare foarte ok, natural, aceasta este o nuanță natural și chiar este o nuanță foarte ok și cred că se potrivește la foarte multe persoane. Și oricum, fondul de ten, dacă aveți o nuanță mai închisă, puteți să-l combinați cu alt fond de ten mai deschis. Deci există posibilități, dacă nu vă nimeriți nuanța, puteți să combinați cu alte fonduri de ten și la un moment dat să creați propria voastră nuanță de care aveți nevoie. Eu mă împac bine cu acest fond de ten, chiar l-am nimerit. Deși am făcut o comandă de la Pink Panda fără să-mi dau seama ce cum arată acest fond de ten, nu l-am testat înainte, totuși să știți că am fost super încântată de el și încă îl folosesc și o să-l mai vedeți la mine pe vlogul meu și o să-l mai vedeți în prezentările mele. Bun. Acum să mergem mai departe cu uh, machiajul de ochi. Mm, pentru machiajul de ochi am folosit această paletă superbă de la Essence, Marrakech, uh, pe care am achiziționat-o de la uh, Pink Panda. Uh, îmi place foarte mult această Paleta este super exotică, are niște culori foarte drăguțe, îmi place foarte mult ambalajul și să știți că nu am dat foarte mult pe ea, în jur de 35 de lei. O să vă las un link cu produsele pe care le-am achiziționat de la Pink Panda. Uh, mi se par foarte bune, chiar le recomand uh, și uh, recomand și această firmă Pink Panda pentru că au niște produse destul de ieftine în comparație cu alte uh, site-uri și au diverse oferte în care puteți să primiți și oferte gratis, cum am primit și eu. Am primit o serie de palete de la ei pentru că am făcut comenzi mai mari și au anumite limite. După ce ai depășit această limită, poți să-ți alegi un cadou sau un, o trusă gratis și chiar mi se pare o idee excelentă, dar paleta în sine arată foarte bine și haideți să vedem împreună și o să vă spun exact ce anume am folosit? Bun. Deci am folosit pentru paletă um, acest um, roz, așa, un ciclam închis, să zic eu. Um, doream ceva mai vesel, chiar dacă vremea nu e așa de drăguță afară, doream ceva mai vesel. Îmi place foarte mult această paletă, mi se pare fani, simpatică. Are această cămilă, așa care mă distrează enorm, și îmi place paleta. E veselă, e tonică și are niște culori calde. Am realizat un machiaj nu foarte sofisticat folosind doar această culoare. Paleta mi se pare și culoarea mi se pare cremoasă se așează bine pe piele, eu am un ten mixt, deci să zicem așa, nu am nevoie de, de, foarte multă hidratare atunci când mi așez fardul care e ușor cremos pentru că se așează foarte rapid, are un pigment foarte bun și este și ușor si de fapt. Mi-a plăcut această nuanță și îmi place toată Uh, paleta, nu am folosit foarte multe culori, după cum vedeți unele sunt neatinse dar câteva din ele tot am folosit uh, și acest machiaj l-am făcut cu această paletă Bun, deci paleta Marrakech de la Essence achiziționată de la Pink Panda Bun, pentru uh, iar pentru aplicarea fardului am folosit uh, uh, acest uh, pensulă achiziționată de la uh, Primark. Uh, Mi-a plăcut uh, această pensuliță, mi se pare foarte finuță, subțirică, chiar se aplică foarte bine și sincer nici n-am dat foarte mult pe ea, după cum observați am dat 7 lei pe ea și mi se pare că e foarte finuță și poți să aplici un machiaj destul de ușor, facil, folosind această pensulă. Bun, alt produs pentru um, definirea ochilor, um, am folosit un easy liner pentru ochi de la Pupa, nu are niciun număr, um, dar um, este un green kiss, așa. Să vă spun sincer, este ușor, spun ei că este ușor si de fat, pare si de fat, după cum arată. Uh, e un green kiss. Da. Uh, N-aș putea să zic că sunt super, super încântată de el. Uh, am reușit să-mi fac o linie la ochi și uh, general să-mi dau pe proapa superioară și pe proapa inferioară. Însă, să vă spun sincer, e destul de greoi să-ți dai așa un, um, un eyeliner. Și o să vă spun de ce, pentru că produsul mi se pare destul de uscat, se aplică destul de greu. Am mai cumpărat de la Pupa, dar mina era mai moale, se așeza mai rapid și nu trebuia să insiști foarte tare cu creu, nu m-am ceva ca să aplic acest produs. Nu cred că l-aș mai cumpăra a doua oară și sincer nu știu, o ori am avut eu ghinion, că de obicei știu că acestea erau destul de bune, dar acesta Aș putea să zic că am fost super încântată de el. Probabil că o să mai folosesc, dar nu este favoritul meu. Um, bun. Alt produs pe care l-am folosit pentru ochi ar fi acest rimel. O să-l vedeți tot timpul la mine, sau mascara. Um, Lash like a boss. Îmi place foarte mult cum lasă volumul uh, și cum alungește genele și spune că instant volume and length. Um, și... Chiar este un, un mascara rezistent la apă, chiar rezistă, nu migrează în diverse zone. Face un ochi foarte simpatic. Ai senzația că ai gene false, chiar îl recomand și raportul calitate-preț este foarte bun. Cred că am dat pe el 20 de lei cam așa și l-am luat din DM, chiar îl recomand și cu siguranță o să-l mai recumpăr pe acesta, pentru că îmi place și, în general, brandul acesta, Essence, la rimeluri, văd că fac o treabă excelentă. Bun, alt produs pe care l-am folosit uh, pentru buze ar fi acest creion. Uh, este un creion de la NYX. Îmi place foarte mult acest creion. Este foarte moale. l am de ceva timp uh, și... Să știți că nu, nu s-a uscat, se comportă foarte bine, se așează foarte bine pe buze și are o nuanță nude, adică merge foarte bine la, cam la toate categoriile de rujuri. Nu este o linie insistentă să se vadă foarte evident lip liner-ul. Eu asta îmi doream la un ruj, să fie o linie așa ștearsă, nu foarte vizibilă. Uh, pentru aplicare l-am folosit pentru lip liner, dar îmi dau și pe buze pentru că rezistă mai mult rujul dacă stai pur și simplu și pe buze cu un lip liner uh, și rezistă mai mult și culoarea uh, rujului și în general uh, culoarea pe pe buze. Uh, deci acesta l-am folosit. Bun. Pentru buze, am folosit uh, acest uh, ruj de la Oriflame, uh, The One. Îmi place foarte mult acest ruj, îmi place foarte mult nuanța. Uh, nu mi s-a întâmplat să nimeresc rujuri atât de bine uh, ca și culoare. A fost așa uh, o alegere acceptată și propusă de Oriflame când am făcut o comandă. Nu mă gândeam că o să nimeresc atât de bine acest număr. Mi se pare foarte... nici nu l-am testat, nu știam exact cum este. Mi se pare foarte drăguță culoarea. O nuanță nude, naturală, un roze. Chiar se potrivește cu, cu machiajul, cu buzele și ce îmi place la acest ruș, creează volum buzelor. Buzele par mai pline și nu le subțiază. Sunt unele rujuri, nu știu, Textura, culoarea subțiază uh, buzele, iar acesta nu, din contră, oferă volum și chiar îmi place acest produs și cum se așează și îmi place și cu miroase, are un miros așa dulce de caramel, de migdală, uh, vanilie și chiar, uh, chiar îmi place și îl recomand. Are numărul uh, Breger Rose Uh, probabil că l-ați mai vă, văzut la mine uh, și v-am zis, are o textură foarte bună și a mers foarte bine cu acest, uh, acest uh, creion nude de la uh, NYX. Creionul nude are numărul cans. Uh, acestea două. Și pentru blush am folosit acest uh, stick cu numărul 103, de la Golden Rose, se numește Creamy Blush Stick, are o nuanță roze, naturală, foarte drăguță, se așează bine, e ușor si de fată, nu am exagerat foarte tare, pentru că doream ceva natural, și chiar mi se pare foarte ușor de aplicat, definește foarte bine obrajii și chiar îl recomandă. Și recomand acest produs. Bun. Pentru. ca și parfum. La, pentru parfum am folosit acest parfum de la Armaf, Signature True. Și motivul pentru care l-am folosit este că a fost o perioadă cam rece zilele acestea și. Îmi plac uh, parfumurile intense, cele arăbești și mi se pare că se potrivesc cu vremea de afară. Și atunci am zis că, ok, acest parfum merge cu ce se întâmplă afară. E un parfum destul de intens, un parfum uh, rezistent, ține câteva ore bune. Uh, mie îmi plac parfumurile arăbești și acesta este unul dintre parfumurile preferate pe care le am eu din seria parfumurilor arăbești. Mi se par foarte, foarte bune și chiar le recomand. Dacă nu aveți unul două în colecția voastră, ar trebui să vă cumpărați pentru că sunt extraordinare. Dar vă recomand înainte de a vă cumpăra, pentru că ele se vând de obicei la cantități destul de mari, cam 100 de mililitri, să le încercați astfel încât să nu achiziționați un produs care nu vă place și pe care nu folosiți. Vă recomand să mergeți în diverse magazine, știu că și prin mall sunt insulițe din astea unde puteți să testați parfumuri și vedeți dacă, sau chiar să și cumpărați de acolo și vedeți dacă într-adevăr vă plac. Mai sunt firme care și vând mostre sau cantități mai mici de parfumuri, dar nu o să găsiți tot timpul astfel de la toate companiile, astfel de flacoane în mini size. Eu mi-am cumpărat acest parfum și acum e o perioadă în care în care port acest parfum. El are note de vârf bergamotă, pară mandarină, note de mijloc fructul pasiunii căpșune, note de bază paciulii, praline, caramel, cafea, vanilie. Miroase foarte bine, e foarte intens. Uh, îmi place și ambalajul, aici are un pic uh, un cap metalic așa, uitați-vă cum e capacul metalic și se... Uh, ce îmi place la parfumul arăbești că um, ambalajul este deosebit, uh, au niște sticluțe superbe, acesta este un pic uh, masculinizat așa după cum observați, este o variantă uh, mai, uh, să zicem așa, diferită, gen, n-aș putea să zic, seamănă cu o cărămidă când te uiți la ea, dar sunt unele parfumuri care au niște sticluțe deosebite, nu neapărat acest exemplu, dar dacă o să vedeți la ei pe site-uri, o să, o să observați că au niște sticluțe deosebite. Este un parfum care, v-am zis, este dulce, este intens, este un parfum oriental, un parfum feminin și chiar, chiar îmi place și în perioada aceasta îl, îl folosesc cu drag. Pentru mai multe detalii cu privire la parfumuri și alte parfumuri arăbești pe care le am în colecția mea, o să vă las un link unde puteți să, să auziți sau să vedeți mai multe detalii cu privire la această colecție de parfumuri, mini colecție de parfumuri arăbești. Pentru demachiere voi folosi celebra apă micelară de la Garnier pe care o folosesc în permanență, îmi place foarte mult acest produs, mi se pare super eficient. După cum observați, nu este un machiaj foarte complicat, eu nu folosesc foarte multe produse la un machiaj, nu complic lucrurile mai mult decât este necesar. Um, și de obicei îmi place să fac așa un machiaj lejer. Um, pentru care această apă micelară chiar, chiar demachează foarte bine, și iluminează, și hidratează, și îmi place, și cum curăță, și chiar o recomand, mai ales persoanele care au un, sens, un ten sensibil. Eu nu pot să folosesc foarte multe produse de curățare sau foarte multe produse de hidratare, pentru că tenul meu este sensibil și, în momentul în care folosesc mai mult de 3-4 produse, deja începe să dea peste cap, să-mi apară bubițe, să-mi apară iritații, și atunci nu trebuie să um, folosesc multe produse sau să fac un exces de, de produse. Plus că ele pot de, uh, conține diferite substanțe care interferează între ele și atunci pot produce diverse reacții și atunci din experiența mea și până acum eu folosesc câteva produse de hidratare câteva produse de, de machiere sau de curățare și nu fac exces de produse pe față pentru că sau pentru ten pentru că este foarte important să ne simțim bine și să și tenul nostru se simtă la fel, și pielea noastră se simtă la fel de, de bine, și atunci nu vreau să folosesc produse de dragul de a le folosi, și folosesc doar ceea ce mi este mie uh, util și ceea ce am observat că face bine tenului meu. Deci, mi-ascult tot timpul corpul și văd exact ceea ce uh, mi se potrivește, și vă recomand și vouă. Să fiți atente la ce produse folosiți și nu neapărat atunci când facem un exces de produse, înseamnă că este bine corpului sau tenului nostru. Trebuie să fim foarte atenți și să facem ceea ce place corpului și tenului. Cam acestea au fost produsele pe care le-am folosit. Sper că v-a plăcut clipul de astăzi. Vă mai aștept pe canalul meu și cu alte produse și cu alte, să zicem, make-up-uri pe care le efectuez sau produsele uh, utilizate pentru acest make-up, dacă v-a plăcut acest clip și dorești, doriți să dezvolt acest canal, am rugămintea să dați un like și un subscribe. Vă mulțumesc că m-ați urmărit!